Prune în gură, domne. Dar nu prune de alea din care știm noi, prune de alea mai distilate. Parcă vorbiți turcește, domne. Când veniți în fața Parlamentului, rugămintea este să începeți și să încercați să vorbiți românește. Din acest motiv, nu o să mă adresez astăzi dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți un premier marionetă. Eu înțeleg că nu sunt campionul dicției, înțeleg că sunt colegi care nu știu turcește. O să vă rog să-mi dați voie să mă adresez adevăratului prim-ministru al României, domnul Liviu Dragnea. Păi stați cu fața la mine, domnul deputat. Domnule Dragnea! Mă bucur că aveți o îngrijorare. De 1 ianuarie, a fiecăruia an și vor rămâne numărul de parnesc, din când în când, și încă ceva. Vă spun cu toată sinceritatea că am încercat din răsputeri să-l urmăresc pe domnul Tudose,